Avem informații și imagini de ultimă oră în cazul dublei crime de la Cluj. Tânărul suspect că și-a ucis mama și bunica din cauza banilor spune că nu el este ucigașul. Haideți să vedem imaginile. Spui ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Nimic. Le-ai omorât pe cele două? Nu, am omorât pe nimeni. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. V-ați certat? Manele. Cine? Făcută de cine? Nu știu, manele. Cine anume? Este o manevră, spune suspectul. Așadar, în acest caz, colega mea Bianca Timșa vine cu toate informațiile. Bianca, ce spun însă anchetatorii? Care sunt probele în acest caz? Bun găsit, bărbatul a ajuns în urmă cu câteva minute în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă după ce a fost reținut 24 de ore. Vă readuc aminte faptul că ieri, când la fața locului au ajuns polițiștii asupra bărbatului, a fost găsit un cuțit. Cum ați văzut și pe imagini, individul a declarat că este nevinovat, că este o manevră făcută de criminali și ne-a mai spus faptul că le-a găsit pe cele două femei decedate în casă și că nu are niciun fel de implicare în acest caz. Tânărul, după cum știți, a mai fost condamnat în luna mai pentru lovire și alte violențe la un an de închisoare cu executare pentru că este recidivist. Nu a fost închis pentru că la proces și-a dat adresa din Italia unde locuia la momentul respectiv, iar sentința din 11 mai nu i-a fost încă comunicată, asta pentru că procedurile sunt greoaie și iată că ieri bărbatul nu era în Italia, ci în Cluj, fără nicio măsură preventivă, unde le-a ucis pe cele două femei. Tânărul acuzat de crimă este așadar în termenul de apel de 10 zile de la comunicare. Vă readuc aminte faptul că întâmplarea șocantă a avut loc ieri după masă în comuna Baciu din județul Cluj. Tânărul de 33 de ani și-a ucis mama în vârstă de 64 de ani, dar și bunica de 83 de ani pe fondul consumului de droguri. În momentul în care am spus, noi l-am întrebat dacă a consumat droguri, acesta a negat acest lucru. Fratele individului ar fi fost cel care a alertat poliția după ce și-a sunat mama, aceasta nu a răspuns la telefon și atunci el și-a dat seama că ceva rău s-a întâmplat, mai ales că fratele său se pare că a amenințat că le va omorâ pe cele două, avea destul de des conflicte cu ambele femei din cauza banilor. Când oamenii au ajuns la fața locului, când oamenii lege au ajuns la fața locului, l-au găsit pe individ cu un cuțit în mână și l-au imobilizat imediat. Nici ieri acesta nu și-a recunoscut faptele după ce a fost prins de poliție și a declarat că le-ar fi găsit în casă decedate pe cele două. De asemenea, e important să precizăm și faptul că în anul 2021 a fost emis un ordin de protecție pe 6 luni, ordin ce a fost solicitat de mama lui împotriva fiului, însă în perioada de referință mama a solicitat în instanță anularea acestuia. Mai mult, tânărul a fost obligat să facă și terapie ca urmare a consumului de droguri, iar în ultimii ani, spun vecinii, el ar fi fost implicat în mai multe scandaluri. Bianca, mulțumesc mult!